Un bărbat dat în urmărire internațională pentru omor și tentativă de omor a fost reținut de polițiști după aproape 6 ani. Suspectul se ascundea într-o fermă din județul Giurgiu. Bărbatul și tatăl său au fost puși sub urmărire penală pentru omor și tentativă de omor deosebit de grav, după ce în 2010 ar fi sechestrat 3 ciobani care lucrau pentru ei, pe motiv că aceștia ar fi sustras câteva zeci de oi. Bărbatul împreună cu tatăl său i-au dus pe cei 3 ciobani cu mașina într-o hală, unde i-au bătut ore în șir cu pumnii, cu picioarele, cu lanțuri și bâte de baseball. În urma bătăilor, una dintre victime a decedat. Tânărul a reușit atunci să fugă și a fost dat în urmărire după ce judecătorii au emis un mandat de arestare în lipsă. Acesta se află acum în arest și urmează să fie prezentat instanței.